Zira îmbătrânise tot mai tare. Ah, ce plăcut era când eu și Scar ne uitam de pe stânca luminii spre regatul umbrei. Ah. Oh, și draga mea, dracu surorile ei, cine știe unde au ajuns micuțele fără tatăl lor. Gânduri și iar gânduri mă iau. Nu o să mai trăiesc mult pe aici, dar vreau să o văd pe Nigeama regină. Hei, mamă! Că tot vorbim de lup și lupul la ușă. Mamă Zira, ai murit? Cumva ai murit? Nu, n-am murit. Încă n-am murit, ce vrei? Aș vrea să ai puțin grijă de copiii mei și a lui Taio. Haideți, copii, mergeți la bunica voastră. Yoho, bunica! Woohoo! Da, carați-vă de aici! Oh, Sinceră, nu înțeleg, mamă Zira. De ce nu-ți plac nepoții tăi? Eu nu mi-am dorit nepoți. Vreau să ajungi regină. Păi, eu și Taio am avea ceva să spunem. L-am pierdut atunci pe Ageapo, dar cred că o să mai avem un pui. Ce? Taio, mă poți lăsa singură, te rog, să vorbesc cu mama mea? Desigur, draga mea, Nigeama. Cum spui tu? Copii, veniți de sus, e periculos acolo. Haideți, măi, coborâți. Hop! Ha! Cum adică mai ești însărcinată cu încă un pui? Nu e minunat? Da,